Să pentru noi facem rapid, este o salatele. Da. Asta salata nu există la noi. Bun. Se cheamă salata ala Diana. Așa, nu cred. Și din ce zonă e? De pe Grecia, de pe undeva? E puțin mai exotic, puțin cu franțuzească, cu muștar, are cu aia, cu, are de toate. Zici, Diana zice exotic, zice mademoiselle. Zice, așa m-am făcut, așa mi-a zis mie acolo. Cum cheamă salatele? Spus salatele? Mă, tu nu știi? Spus nu, ala Diana. Perfect. Deci asta se face prima salată ala Diana. Salat mona. La prieteni de la 11, da. De-abia aștept. Adică ingredientele sunt pe placul este, meu. Este toate aici, da? Este salata foarte ușoară să se face. Găsește toate pe comerț. În comerț e găsim foarte, deja în piață. E foarte ușoară. Avem aici niște bolu, avem aici niște iceberg. Acum, salata iceberg. Acum, iceberg trebuie să știi. Nu, niciodată să tai cu cuțitul. Dar ce-i faci? Numai așa cu o cu mână. Exact. O rupem. Exact, o rupem. Am înțeles. Dacă se tai cu cuțitul, se nu are... Are niște... E altfel? Exact. Nu-i ia tot... din gust? Ceva? Da, exact. Da. Numai cu mâinile mare. Doar da, cu mânuși. Cu mânuși și mâini. Da, cu mânuși. Da, la bucătăria, știu cum este, nu? Sunt fără mânușii. La Diana, cum ai vrea, fără mânuși. Femei și la salată, omului cu mânuși. Dragilor, avem aici puțin ondiv. Andive este. Domnul șef, așa mare. Vreți să vă spuneți și nouă, vă rugăm, care a fost prima meserie pe care ați avut-o înainte de a fi bucătar, șef bucătar? A fost bagabon. Scuzați-mă, retrag. Da, am glumit. Și știi, a spus, odată a întrebat mine în Israel, cum a ajuns bucătar? I-a spus, dacă mama și tata a făcut mine în masa de bucătărie, cum sunt bucătar nou? Deci mai am și eu o șansă. Da. Dacă ai bucătărie, mai ai șansă. Bucătărie și masă am puțin, bucătărie. Am puțin niște... frize, asta este frize, este salată, este tot salatele, frize, e puțin mai crunchy și are, este mai puțin amarui. Ia guste, Diana, ia. Guste. E muncit cuțitul ăsta? Da. Ia voi. Vă mai aduceți două aminte, domnul Haddad, câte clătite ați mâncat prima dată la primul job al dumneavoastră, la o singură masă? Da, era la școală, la 15 ani. Și prima zi a zis, a fost 22 de copii, mic, și nu știu ce am nevoie, trebuie să fii bucătar. Și a zis, tata, acolo să plec, să fii bucătar. Și de ce bucătar? A spus, niciodată tu mor de foame, primul rând. Tot timpul aveți să mănânci. Asta a fost. Oamenii de Nordul Africa nu aveți mentalitatea așa cum este acum. Astăzi învățăm să facem clătită. Aoleu. Fiecare are bancul lui, tigai, clătita, făcut noi masa. A spus așa, clătita o să fac eu odată, dacă cine rup clătita trebuie să mănânci. Eu am mâncat ce mai mult. Am rupt. N-am știut să fac clătita, am mâncat aproape 22 și am furat multe. Așa. Da, așa a fost pe vremul. Așa a fost pe vremul și așa am învățat miseria, n-am ce face. Vorbiți de mâncare în plouă, exact. În gură, dar eu zic acum, avem aici papaya. Stați un pic să invităm și pe alții la masă, dacă tot ne-am apucat, zic să mai vină invitații, să-i băgăm direct în bucătărie. Și să dăm să mănânce sănătos. Nu? Da, dar trebuie firculița și asta. Lăsați că ne descurcăm, nu-i problemă. Problema asta. L-am zis și înainte de pauză și vă zicem și acum că îl primim cum se cuvine și mulțumim că a trecut pe la noi, lui Ion Dichiseanu. Copilași, regălași, ce faceți frumoșilor! Vă așteptăm cu masa! Vă așteptam talentaților. Aici, nu? Bine, mi-a spus o păsărică, mi-a dat și o babă în cărți. Ce păsărică? Că ce? Că vă era dor de mine. Dar cum să nu? Ia uite, Diana, așa. Abia vă aștepta. Am o întrebare, telefonul e pe silent, da sau nu? Ai pus mâna tu. Da! Florin Magnifico! Da, uite, ne prepară aici o salată. Ce prepară? Cine face? Facem o salată ala Diana. Se numește salata ala Diana. Ala Diana. Se poate să vină o zi la noi, schimbe meniu ala aici. Diana. Cine e lumea nouă? Ramona? Nu știți pe Ramona? Ramona. Hei! E bine, dați-mi voie să stau aici lângă dumneavoastră. Ramona, stai lângă mine și bine-ți va fi. Da.
Ia să vedem. Și m-ați fiară mică. Și cum pune puține... Bine fac. Bine faci, bine găsești. Așa, și aici tot bine găsim, pentru că... Ia veniți mai aproape. Sos de muștar, un pic de ulei de măsline. Ulei de măsline. O salată la Diana. Gustați din salata la Diana. Ai mână bună, nu numai la telefon, văd că și la bucate. Un pic de lămâi. Da? Așa. Și acum trebuie noi să pune puțin avocado. Și asta nu le mai încolo, așteaptă. Nu, asta, răbdare, eu cu asta, cu grijă. Asta trebuie să fie sus. Așa. Ia puțin avocado, așa frumos, uite. Asta este o salată numai bună pentru vară. Ce mâncați vara, maestre? Salate, salate, nu? Rând, salate. Uh-huh. De asta sunt așa gras. Nu? O țineți foarte bine. Da. Așa că salată e mai... Decurăm acolo și cu mușiuleți de vită. Dar mâncați sănătos. Și acum o să mestecăm. Vine sacul ăsta turnat. Așa roz pudre ăsta. Păi, știam de ce joare la voi. Că mi-a dat dor de voi și să viu așa, să fac o... Ramona, tu... Unde, ce parașută te-a... Parașută? Te-a aruncat aici. De la maestru Joseph Haddad, de-aia stau aici. Mă scuzați că intervin, doar am vrut să vă aduc lucrurile, dacă pot să mă mai servesc cu ceva, oricând. Mâna la spate. Pune pătrăuri în cultivul. Da, cine? Așa. Salata? E normal, de salată trebuie să pune toate sosul pe pornire. Tot fiecare frunze, da, trebuie să fie mestecat exact. Să fie în sos acolo. Exact, cum a totul asta. E salata Diana, de-aia arată așa. Așa, acum ia totul asta, noi. Și o punem în farfurie. Pune pe mijloc așa. Cu grijă să nu se... Cum scoate mănușile. Deci ulei de măsline și ce a fost sosul ăsta? Să văd dacă ulei de muștar, este muștar, miere de albina, oțet balsamic, sare, piper și atâta. E foarte, 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 foarte simplu. Piperone. Acum pune noi papaya peste. Papaya e foarte sănătoasă. Da. Și papaya e bună, se face suc, se bea. E foarte, foarte, foarte bună. Așa m-a încercat mama cu papaya. Eu am ca numai papaya, eu nu mănânc asta. Papaya, uite ce bună e. Eu toată copilăria am și în grădină. Papaya marinaru, da, papaya marinaru. Băia bun. Așa cu... Căpșunii, mi-am cules și eu primele căpșuni în grădină. Am căpșuni în grădină, atât am și eu. Așa. Ai lucrat pe vapor, Florin? Vaporan? Așa. Ce bun e papaya. Sunteți acasă. Da. M-am zis, e bună. Da, domnule, că e concentrat, hai să nu... E foarte concentrat. E concentrat. Nu mai aude deloc. Să nu-l diluăm, domnule. Un pic de avocado. Un pic de avocado. Așa. Și acum... Ce e asta? Ce e asta? Furculița. Asta? Asta. Asta este o plantă. Zic eu ce e. Planta de. Planta de. Hai mai plăcut. Micro... Ceva. Organism viu care a crescut. Ce e asta, maestre? Nu știm ce. Nu recunoaștem miros. Fistic. E, tu nu citești? E, bă, nu, nu, uitam la semințe. Nu, nu e naut sau ce? Corian, naut, naut, naut. Au foarte multe vitamine. Da. Pune așa, frunze peste, uite. Sunt ce inginera agronom. Așa frumos. Wow, pune puțin nuci pe can. Nuci pe can, perfect. Maestru. Mă, că asta e cumva... Nucă pe cană. Nu de aia din copilărie, dar... Ce reacție face? Reacție. Face reacție pe toate corpul. Reacția adversă. Vă spun eu mai târziu, acum am mâncat. Pui puțin... Vedem, acum noi am mâncat. Știți că... Așa, peste... Știți că a zis mai devreme de papai marinar? Mai știți că papai marinar o avea pe fata aia olive oil? De cum să... Seamănă cu ea. Pe ce? Nu vi se pare? Seamănă cu el. Asta este sugestia de mâncare pentru astăzi, Joseph Haddad, de a venit pe la noi și fiți atenți cum ne înfructăm în ea. Salata la Diana. Ce frumos că e, salata la Diana. Salata la Diana. Ne înfigem în Diana asta imediat acum, stați liniștiți. Mulțumim frumos că ați trecut pe la noi. Mersi mult.